Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Giurgiu informează că a început eliberarea de adeverințe de credit pentru crescătorii de porci care au accesat măsura de bunăstare a porcinelor în perioada 16 iulie-16 august. Adeverințele sunt necesare celor care intenționează să acceseze credite pentru finanțarea activităților curente de la băncile care au încheiat convenții cu agenția. Începând de astăzi, APIA va elibera adeverințe pentru măsura 215, plăți pentru bunăstarea animalelor, pacheta porcine, sesiunea 1, anul 4. Aceste adeverințe vor fi eliberate în procent de 30% din valoarea cererii de plată pentru anul 4. Potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, Centrul Județean sau Local APIA va elibera o adeverință prin care confirmă faptul că beneficiarul a depus cererea unică de plată pentru măsura specificată și că au fost finalizate controlele și verificările administrative asupra cererii de plată a beneficiarului până la data emiterii adeverinței. Pot beneficia de această adeverință fermierii selectați la controlul pe teren numai după finalizarea acestor controle. APIA a anunțat că toate convențiile încheiate între instituție, bancă și fondul de garantare vor fi postate pe site-ul www.apia.org.ro.